În cursul zilei de ieri, polițiștii Serviciului de Ordine Public au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Maramureș, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice. Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de fals informatic, iar vizați sunt 4 ingineri silvici. Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit faptul că, în perioada august-noiembrie 2020, 4 ingineri silvici au introdus și au șters fără drept date informatice privind dimensiunile unor arbori inventariați. Scopul a fost diminuarea volumului masei lemnoase cu 424 metri cubi față de volumul real și favorizarea unei societăți comerciale să achiziționeze masa lemnoasă la un preț mult mai mic decât valoarea arborilor ce urmau a fi exploatați. Oficialii Direcției Silvice Maramureș au precizat că au aflat despre neregulile din cadrul ocolului silvic Tăuții Măgherăuș chiar de la unul din angajații instituției în toamna anului trecut. În urma analizei dosarelor au sesizat organele competente în acest caz, respectiv Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș. Din ce informații avem până la ora actuală, în toamna anului trecut, un inginer silvic din cadrul ocolului silvic Tăuți a înaintat către Direcția Silvică niște documente privitor la o partidă din cadrul acestui ocol. Direcția Silvică a analizat dosarele și a dispus trimiterea acestui dosar la Inspectoratul Județean de Poliție, drept pentru care ieri a fost acea percheziție sau au fost acele percheziții în zonă. În urma perchezițiilor desfășurate, polițiștii au ridicat bunuri, înscrisuri și documente de natură a proba activitatea infracțională. Activitățile de percheziție au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului Criminalistic. Sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale, urmând a fi dispuse măsuri legale. Pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.